Bună! Sunt dimineața în care mă trezesc și arăt ca un adevărat zombi din cauza cernelor și a ochilor umflați. Cum rezolv această problemă? Făcându-mi o rețetă simplă pe bază de castraveți. Castravetele are în compoziția sa 90% apă, ceea ce face din el un veritabil hidratant. Are efecte astringente, calmante și restabilește pH-ul. De aroma proaspătă de castravete se spune că ar fi afrodisiac. Pentru a pregăti sucul avem nevoie de un castravete, nu atât de mare, puțin mai mic, cu tot cu coajă și de ajutorul unui stărcător. Dacă consistența sucului este prea densă, puneți puțină apă. Sucul meu este pregătit. Îl agit un picuț și îl pun într-un bol. În principiu, această rețetă este perfectă pentru cearcăne și ochi umflați. Dar în cazul în care vreți să faceți o compoziție mult mai complexă, puteți adăuga în suc un pic de vitamina E, un pic de gel de aloe vera, eu deja am pus, și în loc de apă, turnați un amestec de ceai verde și mușețel. Pentru mai multe informații, uitați-vă pe blogul meu, Home Beauty with Christine. În acest moment, mă folosesc de niște dischete. Le îmbib bine cu sucul de castravete. Le storc de exces. Puteți să vă faceți dischete pentru o săptămână, două, chiar o lună, astfel le salvați un pic din timpul vostru prețios, dacă aveți timp, bineînțeles, să le faceți. În momentul ăsta ne folosim de o pungă, de o punguță. Dacă aveți una care se poate închide ermetic, este și mai bună. Și le punem în pungă. Trebuie să aibă puțină distanță între ele. Această punguță se pune în congelator. Când vă treziți, scoateți dischetele, vă rog, și lăsați-le puțin până când vă pregătiți micul dejun sau vă faceți dușă. Acum luați dischetele, vă rog, și aplicați-le pe ochi timp de 10 minute. Asta e tot. Încercați-le pentru că o să vedeți efectele benefice în scurt timp. Dacă v-a plăcut, am rugămintea să vă înscrieți la canalul meu. Până data viitoare, vă pup și vă doresc o zi minunată!